Primarul Comunei Pericei, Bonții Doi Ciobon, a declarat că programul urmărește înființarea unui centru care să-i găzdească pe copiii din clasele 1-4, ai căror părinți sunt plecați la muncă în localitățile învecinate și care nu ajung acasă decât după lăsarea serii. Astfel, în centru vor veni acești copii după terminarea orelor de curs. În centru, elevii vor lua masa, se vor odihni, își vor face temele și se vor întoarce acasă odată cu părinții. Deocamdată însă se încearcă găsirea soluțiilor financiare pentru construcția unității care ar putea găzdui și pe acei copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Potrivit primarului, un astfel de centru care se află deocamdată doar în stadiul de proiect ar fi extrem de necesar, în condițiile în care în comună sunt tot mai mulți tineri și chiar preșcolari, situații care, din păcate, sunt rare întâlnite în satele sălăjene.